l'accès aux ressources matérielles et financières, à l'éducation et au marché du travail, la ségrégation sur le marché du travail, Dacă expresia piața muncii a ieșit prima dată, a doua oară franțuzescul travail s-a transformat prin pronunția ministrului muncii într-un tramvai. S-a dovedit că Olguța Vasilescu avea dreptate să anunțe că va vorbi la ONU în franceză, după ce un prim discurs în engleză a stârnit valuri de reacții pe internet. Another key objective is to encourage the labor market. De altfel, de-a lungul vremii, politicienii români s-au străduit cu rezultate uneori hilare să demonstreze că vorbesc limbi străine. Și dacă înainte de Revoluție aveam un singur politician care vorbea greu românește, dar rămite în vreo limbă străină, în decembrie 89, Petre Roman dădea tonul cu franceza lui impecabilă. Nous avons utilisé avec dans tous les détails la légalité existante. Și Ion Iliescu vorbea lejer franțuzește, însă engleza îi juca feste uneori. El a consacrat pentru totdeauna celebra Dax come from the tracks. Fostul președinte a vrut să spună că dacii se trag din traci, doar că orice englez ar fi înțeles de fapt că rațele vin din camioane. To take all the measures to suppress any possibilities for the financial, for other logistic support of the terrorist network. Engleza i-a pus în încurcătură și pe alți politicieni. The finance minister is a father and mother of the very healthy. Traian Băsescu a rămas în istorie povestind despre Delta Dunării și Sulaina Channel, dar a folosit engleza și ca să evite întrebările jurnaliștilor. I don't know. Maybe Vasili Dog.